Bună seara, domnilor și domnilor, și bine m-am regăsit la o nouă ediție incendiară a punctului culminant. Vă prezentăm secretele celor trei candidați majori la primăria Capitalei. Confruntarea candidaților în direct în această seară. Ce face candidatul PSD-PNL, doamnelor și domnilor, și care sunt secretele candidatului care intră cu roaba în cursă? Veți vedea și filmările care spulbere pe Nicușor Dan. Avem noi și noi dezvăluiri despre rețeaua lui Coldea. Este o anchetă devastatoare despre minciunile sforarilor generalului. Avem și dezvăluiri despre extrădarea primarului Cherecheș, cum a fost filmat cu garul și ce îi se întâmplă acum. Și întrebarea care macină o țară întreagă și în mod special pe invitatul meu special Radu Cristescu. A filmat-o Lazarus pe Șoșoacă goală în baie, soțul trădată de mască în direct în această seară. Vorbim și despre vedeta de talie mondială distrusă de droguri, este o filmare cu tremurătoare. Și o anchetă devastatoare despre rețeaua care distruge noua generație. Supravegherea populației sunt dezvoluiri de ultimă oră despre sistemul de tip Big Brother pe care vor să-l impună. Și în ultimul rând, riscul săritului peste mese. Vă prezentăm avertismentul medicului. Este pericol major al autoinfometării. Cum ajungi în pragul morții dacă nu știi când să te oprești? Lați-mi voi să prezint invitații, să le mulțumesc că s-a alături de noi în această seară și să trecem la treabă. Domnul Ionuț Stroie, parlamentar PNL și purtător de cuvânt al partidului. Bună seara, domnul Stroie, mulțumesc că suntem împreună cu noi. Domnul Radu Cristescu, care nu mai are nicio nevoie de prezentare, evident de la Partidul Social Democrat, coleg de alianță cu domnul Stroie aici de față. Așteptând în figurat... Momentul cu Șoșoacă. Sunteți curios, domnul Cristescu? Da. Da? Da. Un pic mai încolo vă satisfacem. Curiozitate. Îl salut de asemenea și pe general Cornel Dobrice, a fost ministru al apărării. Bună seara, domnule general. Jurnalistul Răzvan Savaliuc, fondatorul Ruju.ro. Bună seara, Răzvan, mulțumesc că ești domnul cu noi. Și nou, în ultimul rând, sociologul momentului, domnul Marius Pireanu, care va diseca aici în direct șansele celor trei candidați. Să trăiți, domnul Pireanu. Breaking news! Cătălin Cârstoiu, care va fi nominalizat oficial mâine, este medicul cu care coaliția vrea să taie craca mafiei. Haideți să urmărim un material inedit cu doctorul care o scoate din cursă și din minți pe Gabriela Firea. El este medicul Cătălin Cârstoiu, cel cu care coaliția PSD-PNL merge la alegerile pentru capitală. Cătălin Cârstoiu, care în prezent este managerul Spitalului Universitar din București, va fi candidatul susținut de cele două partide la alegerile locale, în bătălia cu Nicușor Dan și cu Cristian Popescu Piedone. Fiu de fost primar, prefect și mai apoi deputat PD trecut la PSD, Cârstoiu este și finul fostului președinte Traian Băsescu. Părinții mei nu sunt medici niciunul. Părinții mei, tata e economist, mama e inginer, deci n-am avut pe cineva. Nu e o tradiție medicală la mine în familie, e o tradiție în drept. Dacă vroiam să ard trepte, mă duceam la drept. Bunicul meu a terminat facultatea de drept în 1927. De ce nu-mi spun nepotul lui Ion Mihalache? Da? Pentru că, da, străbunicul meu este Ion Mihalache, fost prim-ministru, președintele Partidului Național Țărănesc. Da, vedeți, așa, relaționarea unui individ cu o persoană publică e foarte ușor de realizat. Într-adevăr, președintele României m-a cununat, da? Este o relație n-aș fi atât de frumoasă cum aș dori-o oricărui tânăr care se căsătorește. Deci, ei sunt pentru mine al doilea rând, și pentru soția mea, al doilea rând de părinți. Când spui, domnule, e finul lui Băsescu, înseamnă că tu, la rândul tău, ai avut niște beneficii de pe urma relației. Nu, eu n-am avut un beneficiu de pe urma acestei relații. Din contră, uneori mi-a adus foarte mari de servicii, dar fiind și aceste comentarii stupide. Nașul meu nu a fost la facultate să învețe să medicină, dar cum nici eu nu m-am dus să conduc o navă sau să conduc un stat, da? Nu, eu mi-am văzut de treaba mea și cred că niciunul dintre noi, dacă am fi puși unul în locul celuilalt, nu putea să facem lucrurile
la fel. Nici dânsul n-ar putea să vină să opereze, nici eu n-aș putea să fac ce face dânsul. Cadou. Un costum popular mușcelean cusut într-o casă țărănească din Mușcel. Medicul Cătălin Florin Cârstoiu are 49 de ani, este doctor în științe medicale, profesor universitar, decan al Facultății de Medicină UMF Carol Davila din București. Este unul dintre cei mai buni medici ortopezi din România și din martie 2020 ocupă funcția de manager al Spitalului Universitar de Urgență București, post pe care l-a mai ocupat între anii 2009 și 2016. Împreună cu soția sa, Monica Mihaela, medic ginecolog, deține o clinică medicală, o farmacie și o societate care se ocupă de vânzarea de bunuri imobiliare proprii. Candidatul PSD-PNL la primăria Capitalei își vede în continuare de activitatea sa de medic. În timp ce Nicușor Dan și alți politicieni și-au început în forță campania de denigrare, în speranța că astfel vor reuși să ocupe fotoliul de primar general, medicul Cătălin Cârstoiu face ce știe el mai bine, și anume salvează vieți. La scurt timp după ce coaliția PSD-PNL a anunțat că managerul Spitalului Universitar din București, Cârstoiu, va fi candidatul comun pentru primăria Capitalei, medicul a continuat să opereze. Domnul Pieleanu, da, în ce măsură poate repeta doctorul Cârstoiu experiența doctorului Oprescu, care, mă rog, dar nu integrați. Ars-o, da, vorba domnului Dobrițu, speră că nu integrați. Și mă refer la faptul că totuși doctorul Oprescu, deși a candidat formal vorbind independent, era un personaj cu o notorietate publică uriașă, mai pierduse două ture de alegeri, în ultima clipă pe amândouă, știa lumea de la universitar, era, cum să spun, asimilat ca PSD-istul PSD-istul, de altfel, după cum bine știm, să adresa poporului PSD-ist în campanie electorală. Domnul Cârstoiu, din punct de vedere al notorietății, e departe de nivelul pe care îl avea Oprescu. Nu știu, calitățile medicale nu le comentez, că nu le cunosc. Va fi acceptat de electoratele celor două partide? Asta e întrebarea. Nu știu exact, pentru că e pe turnată. Domnul Dâncu știe. Deci domnul Dâncu le știe pe toate. Da, trecem. General, pornind de la axioma asta. Dar lăsând deoparte ceea ce spune domnul Dâncu, dacă domnul Cârstoiu, candidatul Alianței, reușește să ia peste 80% din voturile celor două partide din București, va fi pe viitorul primar. Întrebarea e dacă. Lucrurile sunt foarte simple. Dacă, asta presupune foarte multe lucruri pe care trebuie, da, să le facă. Mai are timpul necesar. Notorietatea să... e o parte din ea, din, da, poveste. Păi, stați un pic, domnul. Știm amândoi. Hai să înțelegi urmă, că tot te întreabă. Domnule, ce vorbiți de notorietate? Bă, nene, niciunul nu știu ce să pună ștampila pe unul pe care nu-l cunoaște, de, da, care n-a auzit. Notorietatea e o în primul parte să auzi de om. Obligatorie din poveste. Sigur că și notorietatea asta, dacă se transformă în nefavorabilitate, e o problemă. Da? Că Florin Salam, prietenul nostru comun aici la emisiuni, are 99% notorietate, dar asta nu înseamnă că cred există că și 99%. Și deși stă, dacă stau să mă gândesc bine, cred că are și favorabilitate mai multă decât negativ. Da? Mă rog, asta apropo de gusturi. Pentru că în mod evident, Cristian Popescu Piedone rupe din votul PSD, nu e un secret, și în mod evident, Nicușor Dan rupe și mai mult din votul Partidului Național Liberal. Mai ales vechii peneliști. Asta o spun pe date. Domnul purtător de cuvânt, asta sigur sunt de acord. Dar sunt datele de care eu sunt sigur că le-am făcut noi. Putem dialoga. Asta este simplu. Nu există... Stați un pic, vreau să mă întreb un lucru. Întreb pe domnul Stroie. Domnul Stroie, nu există o anume frustrare a membrului simplu de partid sau membrului de partid cu funcție, cu poziție, cu notorietate, că de fiecare dată sau în ultima vreme să caută soluția salvatoare în exteriorul partidului și în interiorul partidului? Nu, să știți, dacă e să facem o comparație, Partidul Național Liberal în decursul vremii a fost poate cel mai deschis partid către personalități cu bună reputație din societatea civilă. Și domnul președinte Ciucă este fostul șef al armatei, fostul șef al statului major. Bine, oameni care au performat, oameni cu carieră, oameni care s-au profilat în decursul vremii ca fiind specialiști în anume domenii, au fost foarte bine primiți în Partidul Național Liberal. Avem aici un fost ministru al apărării care poate să confirme acest lucru. Ministrul apărării care a fost membru activ al Partidului Național Liberal. Nu există în Partidul Național Liberal un sentiment al frustrării când oameni din afară cu o carte de vizită și o carieră foarte bună. Asta înseamnă că pune și lumea ștampila pe ei? Asta e întrebarea. Eu cred că da. Adică eu dacă aș fi membru de partid, vă spun sincer, aș fi frustrat.
Nu. Stai, bă, frate, dar ce, noi n-avem față, n-avem valoare, avem ciungă în păr, de ce trebuie să vină întotdeauna unul de afară? Că el din presă, cazul pe care le-am văzut, Rares Bogdan, Gabi Firea, data aceasta s-ar putea să fie un avantaj, acesta ar nereînregimentării politice sau a faptului că acest om s-a ținut departe de aceste intrigi politice. El face parte și, nu că face parte într-o coaliție, este rezultatul, decizie unei coaliții. În egală măsură, cele două electorate de stânga și de dreapta sunt sigur că vor contribui la succesul electoral al domnului Cârstoiu, care nu este om politic. Apropo, comparația cu domnul Oprescu, de ce m-am făcută ceva mai devreme la începutul emisiunii, este una cât se poate de evident. Avea notorietate Oprescu pentru că era membru PSD, a fost președintele organizației PSD. Nu, întâi Oprescu și-a făcut notorietatea pe vremea când era directorul spitalului municipal. Dar era regimentat politic în momentul în care a candidat pentru primăria municipiului București. Pe când domnul Cârstoiu nu este un politic. Domnul Oprescu a fost înregimentat politic la primele două ture pe care l-a pierdut. La treia pe care a câștigat-o nu mai era regimentat. Exact. Domnul Cârstoiu, poate că e un avantaj că s-a ținut de parte de jocurile politice pentru această coaliție. Este cea mai bună soluție. Este un om către care ne-am orientat pentru managementul, pentru succesul, pentru cariera pe care o are și, în mod evident, notorietatea îi poate crește. Okay. Și aceste două partide, sociologic vorbind, cred că au forța ca în 2-3 săptămâni Cătălin Cârstoiu să fie cunoscut nu numai în București, să știți, apropo, toți ochii din toată această zonă. Stai un pic, Marius, lasă-mă un pic, că vreau să înțeleg următorul material și continuăm dezbaterea, pentru că vorbim despre toți. Și urmărim acum secretele primarului în funcție, domnul nostru, domnul vorbim despre Nicuș Ordan. Urmăriți filmări devastatoare. Hai să vedem. În ultimele zile ne-am concentrat foarte mult pe chestiunea ordonanței de urgență pe proiectul de lege privind grațierea. Primarul Capitalei, ales în urmă cu 4 ani de bucureșteni, a uimit de-a lungul anilor cu aparițiile și declarațiile lui controversate. Ba chiar a ajuns să se îmbrâncească în plină stradă la o conferință de presă cu fostul viceprimar al Bucureștiului, Aurelian Bădulescu. Bodyguards oamenilor! Nicuș Ordan, i-ați văzut? Huliganii! De ce e domnule huligan? M-ai lovit și în operație. Ce rușine, domnule? Ce ai ajuns Nicușor să umbli cu gorile? De ce, mă, tu nu poți să-l lași să-și dumnezează? Sunt ce rușine, măi? Mafiotile! Dispar sute de hectare. Acest individ, acest individ care mă împinge cu o violență ieșită din comun. Eu vreau ca fetița mea, fetiței mele, să nu-i se spună că o panoramă este mare vedetă. Din păcate, suntem cam la egalitate. Nu doar odată Nicuș Ordan a fost fugărit în Parlamentul României. Sigur, păi haideți să ne răspundeți la întrebare. Că de asta ați venit. Care-i propunerea noastră? Nu o să vin cu acea propunere care o să fie votată de Consiliul General. N-are rost să facem. Care-i propunerea dumneavoastră? Care-i propunerea dumneavoastră? Că n-ați stat să ne răspundeți la întrebări. Care-i propunerea dumneavoastră? Care-i suma? Nu are rost să fie. N-ai făcut bine că ai plecat aici. Păi stai jos, unde ai? Așa ar trebui să facă bucureștenii cu tine, pentru că e frig în casă. Da, hai să ieși. Da, da, da.
unde este Nicușor, de la Senat? Nicușor, te duc eu, Nicușor. Puteți să mă legitimați aici? În primul rând, puteți să vă legitimați dumneavoastră? Nu. Să părăsiți dormirea. Da, s-a spus să părăsiți. Dar părăsiți-o, atenție, am părăsit-o. Eu, în primul rând, eu vă dau buletinul meu. Eu vă dau buletinul meu. A spus, Candidatul PNL USR Plus la primăria municipiului București la alegerile anterioare a ajuns să-și ia chiar și bebelușul la proteste. Hei, Nicușor, ce faci? Salut. Nu pot să cred. Nicușor, meeting. Și ăsta micu este... Cum îl cheamă? Fetiță, Ahea. Ahea. Ia. Ia să vă dau. Stați că sunteți în direct cu copilul Nicușor Dan. Incredibil. Ce drăguțe, doarme. N-au trezit-o ăștia. A protestat un pic și a dormit. Nicușor, de ce ai venit cu copilul la meeting? Ca să înveți. Am fost cu ea la Roșia Montană, am fost la tribunal. Bă, cum știți, avem un bebeluș și medicul i-a recomandat soției să țină mai frig în casă ca să mănânce mai puțin, să nu aibă reflux. Dar asta e o chestiune. Nicușor Dan a câștigat alegerile locale din 2020, devenind noul primar al Bucureștiului, învingând-o pe Gabriela Firea. Eu am promis că vom face tot ce ține de noi ca să îmbunătățim. Și după ce 10 ani de zile a fost din an în an mai rău, mai rău, mai rău, de 10 ori, mai rău, 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 mai rău. Adică opresc cu mai rău, opresc cu mai rău, opresc cu mai rău, opresc cu mai rău, opresc cu mai rău. Firea mai rău, firea mai rău, firea mai rău, firea mai rău, da? Acum, cu Nicușor Dan, a fost mai bine, mai bine, mai bine. Se va face pușcărie de rândul oamenilor care au făcut parte din administrația precedentă? Aș paria pe asta, da. Domnul Cristescu, uite așa, cu târâșul, cu slipul ăla din 1980, cu activist, cu nu știu ce, stă cel mai bine în sondajele ora asta. Auziți? Ce faceți dumneavoastră? Domnul, să-l propun să spun ceva. Ziceți, domnul Cristescu. Domnule, un primar în funcție, în sondaj, are 38%, 38%, da? Și vi se pare puțin? Pentru un primar în funcție e foarte puțin! Bă, domnule, pentru un primar în funcție e foarte puțin. Păi ăsta dacă era iubit și adulat de cetățeni, să trebuie iubit. Domnule, pentru un primar în funcție, încă o dată vă spun, e sociologul aici, pentru un primar în funcție, 38% e foarte puțin. Aia, cu maimuță, pe ăsta, nu mai votează nimeni. Ascultați-mă, s-a creat această isterie, spulbere Nicușor. Ce să spulbere? Apa caldă? Ce dracu să spulbere ăsta? Păi crezi că mai votează cineva? Cum ar votea-o pe Clotilde Armand cu sectorul ăla împuțit, cu plin de șobolani și să cu parcul așa? Cum o faceți primăriță și pe aia? Dacă nu merge la pușcărie. Știți cine candidează la din alianței la sectorul 1, domnule? Tuță, nu? Da. Ați auzit? Știți? Stați, domnule, un pic! Da, omul ăla poate... Mai e nimic ca toată, abia dacă mai sunt două luni. Omul ăla poate să fie un bun manager. Oamenii au văzut ce poate Clotil și au văzut ce poate Nicușor, da? Ce poate Nicușor? Frig în case, absolut nimic. Ce a făcut absolut nimic? Circulația e cum e în București. Ce a făcut omul ăsta? Nimic. Are 38%. Dar spune-ți în anul ăla, 38%. Dar putu, domne, a intrat în sala cu sacii de vot. Păi, domne, asta înseamnă nu, Nicușor, poți. Nu, la Clotil. De ce încă o dată? S-a închis. Da? Nicușor e pa. Și cine este primar? Cine este primar? Nu, Costoi. Normal. Dom'le, e un bun manager, da? Așa. Un om empatic pentru că e medic. Un om care, care unifică, nu divide. Și finul lui Tătuțu. Opa. Lui Tăticu. Păi da, da, Tăticu a zis că ține cu Nicușor, că nu ține cu finul la lege. E o încurcătură... Țin să vă anunț. Tăticu era după țuicănele, ce dracu vă luați după el? Era după dacă țuică, pătrat acum, dacă suna seara, e cu Nicușor că e matol. Dacă sunați dimineața, e cu Firea că nu știe că nu cantează. Ce dracu. Hai, mă, nene. Doamne, domnule. Păi plângeați acum de vreo lună de bolnavă. Gata, Tăticu, dar ce s-a îngrășat, Tăticu? Da, s-a îngrășat, îl doare în pască. Bagă și cortizor în el, dacă mă întrebați pe mine, dar n-am specializare. E, lasă-l acum. Deci cam asta e pe București. Surpriza momentului este intrarea celui de-al treilea candidat important la primăria capitalei în cursă. Nimeni altul decât Cristian Popescu Piedone. Haideți să vedem și noi care sunt secretele candidatului care intră în cursă cu roaba și lopata. Am norocul scris în frunte, norocul meu, ce să le
În ultimii 20 de ani, Cristian Popescu Piedone, edilul sectorului 5, care a anunțat că va candida la primăria capitalei, a schimbat mai multe partide politice. A fost votat ca primar de 3 ori în două sectoare diferite, dar a avut și probleme cu legea, fiind condamnat la închisoare în dosarul colectiv. Nu vreau să par ironic, dar să știți că doctorul Crăstoiu, mai ales că e doctor de oase, era bun să-l fi avut consilier, să fie consilierul Nicușor pe timpul în care el n-a făcut nimic și își rupă ăștia gleznele și au rupt gleznele prin trotoarele Bucureștiului și le-au... era bun ca de ce n-ar fi să-și pună... Pentru că bucureștinii n-au nevoie de oameni care sunt specialiști a pune picioare în gips. Respect meseria. Meseria de doctor are un jurământul lui Hipocrate, da? Și eu am jurământul față de cetățeni. Care este mai tare a lui? El e tare medic. Eu nu pot să mă duc să operez sau să pun un picior în gips. Cum nici el nu poate să ia roaba în mână, să iasă cu ea în teritoriu. Uite, eu mă știam în picioare. Și pe aici, cu toate că mă vede lumea, ne rușine la... Ce să fac? Eu nu pot să stau. Am trecut la fac. Mă închizi și noapte pentru el. Și la biserică și fac rugăciune. Ce faci, mamă? Stai jos, stai jos. Domnul director, administrația piețele recepție. Comunicați, domnul primar. Trei tarabe galbene, acum, în față la Mega Image, la intersecție Calea Rahovei cu 13 septembrie. E o bătrânică, nu are cum să ajungă până la piață departe, de azi încolo are locul ei stabil aici. Are locul ei stabil aici. Vei avea o tarabă. Mai dacă mai ai o prietenă, două, de la matale, de la țară. Să rămână. Nicolo. Da, hai, vino cu ala, tarabă, vino cu ala, da. Ți-am lăsat scaunul tot pe cutie, stai, unde ți-e scaunul? La tanatica. Da? Ușor. Am auzit că ai fost bolnavă. Ai fost bolnavă? Eu nu mai pot să mai vorbesc. Cristian Popescu Piedone s-a implicat în administrația locală încă din 1996, fiind consilier local la primăria sectorului 5. Încă de la începutul anilor 2000, când a devenit inspector la primăria sectorului 6, Piedone s-a bucurat de susținerea și iubirea oamenilor. Edilul sectorului 5 mergea în piețe, unde dărâma cu picioarele lăzile cu zarzavaturi ale vânzătoarelor care vindeau pe asfalt. Se îmbrățișa cu orice băbuță care îi ieșea în cale, dar se bucura și de atenția copiilor. Și în prezent face aceleași lucruri. Hai să te ajut cu ceva, hai să facem o chestie comună, vrei? Ia de aia. Ia mă de aia. Ia de rob. Ia de rob. Hai mă, ia de rob, aruncă-o cu tot. Hai. Aruncă-o mă și pe robă. Aruncă-mă robă. Gata, du-te la Costel, spune că s-a aruncat robă. Păi ce dracu' om merge să trâmbe așa? Asta n-au înțeles ei. Ce să fac în cancelările alea politice? Ce să zic? Credeți că PSD-ul acum se aliniază sau PNL-ul sau eu știu ce pseudopartid ăsta mai apare să spună alinierea. Nu-l votați pe Piedone. O, ia să zic că sunt mortul. Nu-l votăm pe Piedone. Dar de ce, mă? Păi stai mă puțin. Omul la primar, indiferent că se numește primar, se uită în primul rând la om. Bă, cine e ăsta? Mă cunoașteți? Cine, cine sunt? Și de ce credeți că am venit eu astăzi personal aici? Dacă mă cunoașteți. De la sectorul 4, da? Ceva de la sectorul 4. Piedone, ce? Da, Piedone nu. Cum? Nu prea se menea Piedone. Ia, vorbiți cu el să vedeți că vă răspunde. Ia, vorbiți. Să vorbesc cu capra și... Da, da, și-o mur eu. Păi ia, cum vorbiți cu capra? Be! Așa, tată, ușor, ușor. Pune aici. Tată. Oricine vine, da? Și ce să vină la mine? Cristian Popescu Piedone a mai bifat o reușită în portofoliul său. A slăbit 120 de kilograme de la 220 după două operații la stomac.
Dacă mă invitai când spuneam eu că nu treceam prin Botoare, nu că nu puteam. Și mergeam și atunci la fel de mult cât merg astăzi, poate mai mult atunci. Am plecat de la 220 de kilograme și am făcut două operații, pentru că aveam două variante. Să mor cu cârnați în buzunar sau să-mi văd nepoții fericiți și să-i văd și eu la casa lor. Uitați, aveți și din ăsta, mergeți până la teren ca să nu vă obosiți. Da, să nu mă obosesc? Da, domnule. A? Da, domnule. Domnilor, domnilor, omul cu roba, domnul Cristian Popescu, pietrele în direct alături de noi. Bună seara, domn primar! Bună seara, dumneavoastră! Îmi pare rău că am auzit doar telefonic ceea ce ați prezentat înainte. M-a puțit puțin râsul, mi-am adus aminte de tinerețe. Încă o dată, bună seara dumneavoastră, invitațiilor, dacă aveți, și telespectatorilor dumneavoastră. Domn primar, s-au aruncat zarurile, intră tehnocratul în cursă, gata, vă apucă tremuratul? Sunteți înspăimântat de concurența cu domnul doctor Cristoiu? Sunt extrem de cutremurat, fac o disecție în direct acum când vorbesc cu dumneavoastră, să vorbesc termeni medico-legali, la un Black Tiger. Mănânc și eu un crevete că n-am mâncat nimic toată ziua. Intru în următoarea emisiune la doamna Sorina Matei și... Bun, prea la sunteți... Vorbesc cu dumneavoastră. Dar sunteți pe sărăcie, pe social-democrație, Black Tiger, așa? N-ați mâncat și noastră bucată de Paris cu pâine. Să știți că fructa de mare a devenit ca fructa suica de prune. Nu mai e ce știam noi, fructa de mare. Este o abundență. Da, și scumpă abundență. Sunt și costuri minime. Nu fac, dar am zis, ne mâncăm nimic toată ziua. Hai să repătem aici, lângă sediul Mediapac, să mâncăm și noi un crevete, pare repede. Domn primar, de unde luați? De la stânga sau de la dreapta? Iau din sens giratoriu și de la asta și la toată lumea. Așa cum am spus. Și stânga și dreapta am pus o postare. Cu dreapta poți să satisfaci decât anumite poftele lumești, dar doar în imaginare. Trebuie să și poți. Mamă. Și cu stânga? Cu stânga fiind și favorita mea în mare parte, nu sunt stângaci, aș fi vrut să scriu cu stânga, dar am dat, să vorbesc în termeni sportivi, cu stângul, chiar dacă folosesc dreptul, și cu stânga am dat gol la vincul. Nu vă încurcă deloc intrarea domnului Cristoiu în cursă? Bănuiesc că în calitate de candidat al eventual candidat al Alianței de Guvernământ ați fi avut șanse mult mai mari decât să vă bateți cu candidatul Alianței de Guvernământ și cu resursele pe care le are la dispoziție. Eu le mulțumesc minunatelor două cancelarii că au luat tot colapsul pe care l-am recomandat pentru a putea scoate un candidat pe care a trebuit să-l arunce în lupte. Mi-ar fi plăcut să candidez cu excelența sa și cu tot respectul, cu doamna candidat Gabriela Firea și cu domnul Sebastian Burduja. Din păcate, de ce aș fi vrut cu să... Nu din păcate, din fericire, de ce am ajuns să candidez cu... Și o să vă spun cu cine. Cu Gabriela Firea, atât eu ca primar la celor două sectoare, ca și domnia sa ca primar la primăria capitale, am făcut lucruri și am lăsat amprente. Era o competiție atât de corectă, democratică și sportivă, cu toate că în politică știm că sportul nu e la sport cât de cât înseamnă fair play, dar cel mai respectă sau nu, în politică nu există fair play. Ar fi fost o competiție în care bucureștenii, eu sunt fer convins, atât eu, n-aveam cum să o atac vreodată pe Gabi Firea, sau Gabi Firea să mă atace pe mine. Lăsam pe amândoi cel mai bun să câștige, de fapt, de ce trebuie să scăpăm. Păi și cu ce vă împiedică faptul că e altul candidat? De acel slogan, salvați Bucureștiul, care l-au salvat până la un gropat. Ok, și electoratul decide ca de fiecare dată, nu cancelarile partidelor, ce trebuie să voteze. Și atunci era o competiție corectă, inclusiv cu dacă îl nominaliza pe Sebastian Burduja. Un tânăr de viitor, așa. Un tânăr cu școală, un tânăr educat, dar, din păcate... Și cu ce vă încurcă...
O competiție cu doctorul Cârstoiu, nu înțeleg. Păi nu mă încurcă, dar acum spun, vrei, nu vrei. Prost, și nu cred că este ultima titulatoare care o poate pune un mic, lui Piedone, cineva care nu l-a cunoscut în personal. Dar să zici care ai stat repetent 30 de ani, m-au repetat nu profesorii, m-au repetat lăsându-mă repetent în administrație cetățeanul, care de 30 de ani a avut încredere în mine. Să vin acum după 30 de ani să-mi dea titulatura de doctor în administrație, să fac o competiție cu unul care începe să învețe alfabetul, să începe să învețe alfabetul administrației. Respect pentru profesia lui, respect pentru medic, respect pentru absolut tot. El este un simplu manager la un spital cu 14 etaje. El momentan gestionează 14 etaje. Păi înfrângeți în alegeri, domnul primar. E foarte simplu. Peste 2 milioane de locuitori. Domnul primar, mulțumesc mult că ați fost alături de noi în seara asta. Spor la emisiunea la care mergeți și abia aștept să ne vedem din nou. Breaking news. Avem noi dezvăluiri despre rețeaua lui Coldea, doamnelor și domnilor. Haideți să urmărim împreună o anchetă devastatoare despre minciunile pe care le-au livrat sforarii generalului care a avut o vreme țara la picioare. Pentru că tot îi place lui Ovidiu Toma să demonteze fake news-uri pe care chiar el le face, folosind documente false, articole false, agenții de știri false, furând identitățile unor oameni și unor reporteri, astăzi o să demontez și eu fake news-urile lui Ovidiu Toma, pentru că pare că fake news-ul îl caracterizează și îi caracterizează afacerea. O să vedeți că putem demonta fake news-uri fără să facem falsuri, fără să ajungem la DIICOT, așa cum vor ajunge Toma și Bogdan Mărunțiș. So at the time there was this technology called blockchain around us. So I said okay, sounds cool. Let's take a chance. What could possibly go wrong? Actually that's the one of the quotes in my life. What could possibly go wrong? Let's try. So of course I had the know-how, I had somehow the capital and I started a business around a huge data center that later turned into a research and development facility in Buzău, a small city here in Romania. Actually, we built up one of the largest data centers in Europe. That was like 22 megawatts power. That's as much as probably a big neighborhood in Bucharest. Tocmai l-ați ascultat pe Ovidiu Toma, care a spus că a făcut un așa zis data center în Buzău. Și sper că nu se referă la ferma de criptomonede pe care a făcut-o în fabrica de sticlă Jerome, nu? Fabrica de sticlă pe care a preluat-o ilegal doamna Mărunțiș, mama lui Bogdan Mărunțiș, partenerul lui Ovidiu Toma, folosind banii statului pentru a cumpăra unități de minat criptomonede și folosind rețeaua de electricitate a acestei fabrici, au reușit, ce să vezi, să o transforme în dita mai fermă de criptomonede. Ăsta este data center-ul despre care vorbește Ovidiu Toma în fața acestor cetățeni naivi? Aparent, da. Și după cum vedeți pe ecran, aveți documente din instanță care pun în context prima grupare infracțională organizată care a condus la crearea crypto data. So at the time this blockchain technology sounded quite interesting, sounded okay, it's a challenge, let's take a chance, let's try to innovate, improve and do something with it. But of course, as you probably know, if, I don't know how familiar with you're with that, blockchain is not about cryptocurrencies. Blockchain is not a financial thing. Blockchain is a technology, cryptocurrencies are actually a financial application. So actually, I never embraced and I never looked into the cryptocurrencies that much. I even today I promote against cryptocurrencies because I really don't trust that thing. Long story short, we developed in Romania one of the largest research and development facilities, probably at least as much raw computing power as NASA had at that time, and I mean it, 20 something megawatts, that's as much computing power as NASA had at that time. So we said, okay, what could possibly go wrong? Let's try to innovate. What? Telecommunication industry. We're the first Romanian company and I'm the first crazy guy who went in this industry. Actually, at that time, everybody considered smartphones industry. What
what and who can innovate, improve, develop something in this industry. We come from Romania, where in theory, in the eyes of the Americans, we're actually a third world country, a third hand country somewhere in Europe. Guess what? We proved we're not. We're the first Romanian company who started to develop a smartphone from scratch based on our technology, complete new approach, complete new operating system. Why? Just because we could. Just because we could and we wanted to take a chance to innovate and to come on an existing market with a new product. We're from Romania, we're a sales finance company built by these two hands. So we ended up developing our own smartphone with our own operating system, competing Android, competing iOS, competing Windows in case of desktop computers. What could possibly go wrong again? Let's build a computer. So we did. We built a laptop from scratch here in Romania on these grounds based on our patents. Then we built computers and we built routers, we built the next generation of smartphones, but still that's not enough. Aoleu, sper că nu l-am auzit pe Ovidiu Toma care spune că, citez, eu nu am încredere în criptomonede. Doamne Dumnezeule, când a dezvoltat această neîncredere? Înainte sau după ce a fost partenerul lui Harald Seitz și Joseph Heitz în înșelătoria de tip schemă Ponzi numită Karat Bars? Nu, eu sper că nu l-am ascultat pe Ovidiu Toma comparând ferma de criptomonede instalată ilegal la Jerome Sa în Buzău cu NASA. Sper că nu am auzit bine, dragilor. Sper că nu l-am ascultat pe Ovidiu Toma care spunea că a dezvoltat de la zero un telefon inovator, extraordinar, super sigur, doar că este un Android made in China. După cum vedeți din documentele pe ecran, documente care arată și asocierea directă dintre Harald Seitz, Joseph Heitz și acest individ care a primit morman de la ei pentru că a fabricat în China aceste telefoane. Sper că nu l-am ascultat pe Ovidiu Toma, care vorbește despre laptopul creat în România, fabricat în România, laptopul CryptoData, care este fabricat tot în China. Nu, sper că nu. Sper că ceea ce vedem în aceste momente este un fake news. Sper că aceste documente made in China despre acest laptop și telefon made in China sunt niște falsuri, domne. Fake news. Of course, Dr. Obama, sister of the president of the US president, Mr. Barack Obama, used to be and he's still our mentor and our advisor. Vitaly Buterin is a guy I owe a lot of science and scientific achievements because that guy is actually for me one of my first business partners back in the days, like 10 years ago. Doamne ferește, sper că nu l-am ascultat pe Ovidiu Toma care lăuda pe Vitaly Buterin, un rus, un mare investitor în criptomonede și dezvoltator de soluții pentru minat criptomonede din Rusia. A? Sper că nu am ascultat așa ceva. Nu de alta, dar pare că are cam multe legături CryptoData cu Rusia. De la modul în care instruiește oamenii să utilizeze aceste smartphone în Rusia, de la modul în care vinde laptopul și telefoanele criptate în Rusia și de la modul în care vameși și ucrainieni le confiscă aceste laptopuri criptate aduse ilegal în Ucraina de un băiat, așa cum au mai adus ei, după cum vedeți pe ecran, și în alte dăți, în mod ilegal, inclusiv în România, aceste dispozitive. Doamne, nu pot să cred că am auzit așa ceva. Nu pot să cred că l-am auzit pe Ovidiu Toma spunând că primul lui partener de afacere a fost un rus. Doamne Dumnezeule! La fel cum nu pot să cred că Ovidiu Toma vorbește despre sora lui Barack Obama, a Uma Obama, spunând că e consilierul și mentorul său. Doamne Dumnezeule! Aceeași a Uma Obama, sora lui Barack Obama, cea care participa și promova evenimentele Karat Bars în 2019? Doamne Dumnezeule, cea care apare în poze cu Harald Seitz, acest infractor căutat la nivel internațional? Doamne Dumnezeule, ce fake news grosolan, domnule Toma! We had
at that time to make ourselves known to the market. We had to actually exceed the boundaries of Romania and go international, go in the worldwide market with products, with achievements, with technology and so on. So we said, okay, we come from motorsport, we're passionate about technology, what could possibly go wrong? Motorsport is a very good way of doing marketing for a company, but in the end of the day, paying the others to do marketing for you, like sponsorships and this and that and partnerships and marketing partnerships, is not that cool. We need to take the chance. We need to buy the marketing agency. And in our case, the marketing agency was a MotoGP team. So we're the proud owners from Romania again, a handful of kids, but CryptoData, we're the proud owners of a MotoGP team. We're the first Romanian company who actually not only sponsors a worldwide motorsport championship, but we're the owners. And we went also into Formula One. So as of now, my company is in Formula One, in MotoGP, and we develop technology from smartphones to satellites, electrical vehicles, and some other cool stories. Și în final, chiar nu pot să cred că domnul Toma vorbește despre o echipă de motociclism ca fiind o agenție de marketing. Aici a spus adevărul. Pentru el, asta a și fost acest moment în care a achiziționat o echipă de MotoGP. Pentru că nu a mai plătit nici piloții, nici echipa. Tocmai de aceea, Doamne Dumnezeule, autoritatea de reglementare a MotoGP i-a dat în șuturi afară. Da. Și tot nu pot să cred, Doamne Dumnezeule, Ovidiu Toma se laudă cu intrarea în Formula 1 ca sponsor al Alfa Romeo pentru un singur sezon, domne. Sezonul acesta, 2024, nu mai apare nicăieri CryptoData. Mă întreb de ce. Or fi aflat și ăștia la Formula 1, de la FIA, ce au aflat pe pielea lor cei de la MotoGP, adică Dorna. Că sunteți niște țepari. Stres, anxietate, emoții de necontrolat, senzație de nod în gât. Dexocalm este alegerea pentru echilibrul tău emoțional. Dexocalm are o formulă standardizată complexă care controlează stările de nervozitate. Starea de bine cu Dexocalm se ține. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Domnul general, ce frapează în toată povestea asta, care sigur pe mulți îi pierde și mai ales pe cei care n-au urmărit serialul, de dezvăluirea lui Josefine Pascal, care a realizat și acest material de sinteză, este că niște înalți ofițeri activi la vremea respectivă în Serviciul Român de Informații, primul adjunct și un adjunct, mentorează unul dintre ei, chiar conduce efectiv compania asta, care dezvoltă un sistem de criptare pe niște device-uri cumpărate din China pe care le vine Rusia în plin război. Ar fi una dintre lucrurile care frapează și nimeni nu se miră. Mai frapează faptul că au preluat aproape cu japca o fabrică de gemuri pe care au transformat-o într-un atelier gigantic, după cum ați văzut, dominat criptomonede, pe care ulterior le desfințează tot domnul și așa mai departe. Minează... Da. Șochează faptul că un ofițer al armatei române, un pilot de la Cogălnicianu, figurează drept CEO la aceeași companie? Ce aș vrea să spun de la bun început este că domeniul de piață pe care operează CryptoData este un domeniu îngust, cu operatori multipli și într-o goană sălbatică după profit. Este un domeniu de nișă cu o profitabilitate foarte mare care adună expertize și din China și din America pentru că și din Rusia, pentru că sunt companii americane care au făcut chiar pe timpul embargoului. Dar nu era un pic embargo cu Federația Rusă? Dar sunt companii americane care au livrat, aduceți-vă aminte că au fost în toate știrile, că unele chipuri produse americane. Iertați-mă, eu mă uit la președintele României ca la Regele Soare. Și când domnul președinte ne spune că nu e bine să livrăm nimic în Federația Rusă, eu mă conformez. Eu nu livrez nimic. Știți ce se întâmplă? Vă asigur că și în altă parte tot la fel se spune. Nu livrăm nimic, șeful, dar în rest își fac nu și întrerup fluxurile de afaceri. Ce este tulburător este că ofițerii activi au încălcat legea. Că în momentul în care ești activ, nu ai voie să faci parte din firme private sau să ai un alt job. Și cu siguranță nu ai voie să ai o muncă retribuită într-o companie, exact, fie de stat sau privat. Pentru că
vă dați seama, oamenii aceia cu conexiunile lor, chiar la nivel internațional, au facilitat unele activități de piață ale companiei CryptoData. Nu să văd. Asta cumpăr. Scuze. Fostul prim adjunct al Serviciului Român de Informații, domnul Coldea, se afișează la vedere. N-are nicio apăsat. Dă la masa din Dubai, un șalas cu ipații de la Diacomato, până la premii de Formula 1 și de MotoGP. Vor fi reușit niște performanțe. Acum, văzând tot documentarul ăsta al Iosefinei Pascal, încerc să mă gândesc că ei sunt cei care au făcut laptopul atât de bine criptat pe care l-avea Hunter Biden, de la cu toate filmările prin el pe acolo. Probabil de acolo li se trage și căderea. Că Hunter Biden a respectat îndemnul lui Trump, da, by America. Dacă vând produse de asta așa la mare căutare, probabil acum după povestea asta, da, l-au și cam dispărut de pe firmament. Da, mă rog. Răzvan, n-ar trebui tratat cu ușuriță subiectul ăsta al computerelor. Pentru că are dublu sistem de operare. Nu poți să înțelegem foarte bine. Nu șeful proiectului, povestea asta, este generalul Cocoru, fostul șef al interceptărilor din SRI. Niște că nu vorbim de portarul de la mine. Și să laudă că cu alte companii care lucrează au proiecte, la secret. Întrebarea mea e cine îi ține în brațe și de ce în continuare. Luăm o extrem de scurtă pauză, după care revenim spectaculos, domnilor și domnilor, și încercăm să răspundem la întrebarea care ne macină pe toți. A afirmat-o Lazarus Peșoșoacă, gol în baie. Soțul trădat îi de mască în direct în această seară. Vedem și o filmare cutremurătoare cu vedeta internațională distrusă de drum. Și o anchetă spectaculoasă despre rețeaua care distruge noua generație. Ajungem evident și la supravegherea populației, visul milenar care pare să prinde realitate. Dezvăluiri de ultimă oră despre sistemul de tip Big Brother pe care vor să-l impună. Și nu în ultimul rând, vorbim despre riscul săritului peste mese, că toți suntem în post. Veți afla avertismentul medicului și veți vedea ce înseamnă pericolul la autofometării și care este riscul să ajungi în pragul morții dacă nu știi să te oprești. Rămâneți, merită!